Avem detalii exclusive despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Știm cât va dura, unde va avea loc și ce s-a schimbat între cei doi, cu ce rămâne Raluca și ce a câștigat Pepe, dar și ce se va întâmpla cu procesul de custodie. Ne spune colega mea, Violeta Miron. Violeta, bun găsit! Bun găsit, Ramona. Divorțul dintre Pepe și Raluca se anunța a fi unul răsunător care avea să se termine la tribunal. Numai că, potrivit spainus.ro, cei doi pare că au ajuns la o cale amiabilă. Mai exact, Pepe și Raluca vor divorța la notar, iar în ceea ce privește domiciliul fetițelor pe care l-au împreună, va fi la tatăl lor, însă custodia va fi comună. Bineînțeles că cei doi au tranșat și problema financiară, iar Raluca va rămâne cu afacerea familiei, grădinița care ar valora 380.000 de euro, plus gențile și bijuteriile care ar valora 100.000 de euro. Rămâne de văzut dacă Raluca va rămâne și cu mașina. În urmă cu ceva timp, surse din anturajul Ralucăi au spus că aceasta și-a dorit să se ajungă la o înțelegere între ei doi și că tatăl ei nu a avut nicio implicare în această problemă.